Iarna aceasta a fost o iarnă cu temperaturi foarte scăzute, care au influențat reducerea bolilor foliare și micșorarea numărului dăunătorilor în culturile agricole. La Ovcea, grâul a fost semănat toamna trecută mai târziu decât de obicei. Bolile care se manifestă pe frunze, bolile foliare, care pot să se manifeste și din toamnă, în acest an, în marea majoritate, nu s-au manifestat în toamnă. Datorită temperaturilor scăzute în ultimele două luni, putem spune că nu au fost condiții favorabile pentru aceste boli. Dar, fiindcă aceste boli dăunează culturilor și fac ca producția să fie mai mică în fiecare an, se recomandă ca în primăvară, imediat după apariția condițiilor favorabile pentru dezvoltarea acestui boli, și asta este la începutul lunii aprilie, agricultorii, ca să fac vizita câmpului și acolo unde este necesar să efectueze cu un tratament cu fungicide foliare. Agricultorii trebuie să asculte sfaturile specialiștilor în domeniu și să aplice măsurile agrotehnice necesare.